seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. O veste tristă a îndurerat lumea fotbalului alb-violet, dar nu numai. Adrian Stoicov, unul dintre jucătorii generației 90 a Politehnicii Timișoara, a încetat din viață la doar 49 de ani. O moarte care dă peste cap, ca să spunem așa, o întreagă generație de suporteri, dar și de jucători care vedeau în Adrian Stoicov un lider, cel puțin pentru centrul de copii și juniori al ACS Poli, un om care a însemnat mult pentru istoria recentă a fotbalului cu adevărat alb-violet din Timișoara. Invitatul meu din această seară este președintele clubului ACS Poli Timișoara, domnul Sorin Drăgoi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Adrian Stoicov nu mai este. Când v-ați întâlnit ultima oară cu el? Cum era? A fost vestea aceasta cutremurat pe toată lumea, practic nimeni nu se aștepta la așa ceva. Da, într-adevăr, este o veste tristă pentru noi ca și club de fotbal, ca și fenomen violet, să spun așa. Era unul dintre oamenii noștri de bază ai conducerii clubului Poli Timișoara. Era șeful centrului de copii și juniori. Chiar acum vreo două săptămâni de zile am vorbit cu dânsul. Se simțea rău, și-a făcut analizele la Timișoara, a plecat la București să-și mai facă anumite investigații, și astăzi am aflat cu durere că nu mai este printre noi. Un fost mare jucător, un fost mare antrenor, un om de bază al lui Poli Timișoara. Este într-adevăr o veste tristă pe care am și o lovitură pentru Poli Timișoara. Va fi adus la stadion? S-a stabilit cu familia? Ați discutat? Nu am vorbit încă cu familia, de astăzi am aflat și o să vedem de ce este nevoie și suntem alături de familie cu tot sprijinul de care are nevoie. Da, un episod într-adevăr foarte trist. M-aș întoarce însă la durerile echipei. ACS Poli nu este într-o situație extraordinară. A început sezonul cu un minus 14. Incredibil. 8 puncte de penalizare pentru datorii. 6 pentru datorii, pardon, și 8 pentru neîndeplinirea baremului în play-out. Ați contestat decizia la TAS. Erați aproape sigur că veți câștiga și spus-o și cu toate acestea ați pierdut-o. Întrebarea este, ați reușit să recuperați o parte din puncte, cu toate acestea mai aveți vatârnă deasupra pericolul celor 3 puncte penalizare pentru acea datorie pentru în contul transferului lui Pedro Henrique. Care e situația și dacă aveți vreo soluție? Într-adevăr, când am preluat conducerea clubului, nimeni nu dădea nicio șansă echipei Poli Timișoara. Am ajuns în prima ligă datorită faptului că echipa Rapid București nu și-a îndeplinit condițiile și am fost invitat să jucăm în prima ligă. Aveam o echipă formată pentru Liga a doua. Am plecat cu un minus 14 puncte, așa cum spuneați, formate din datorii către jucători și drepturi salariare neachitate. Da, eu zic că am făcut o figură și facem în continuare o figură frumoasă în primul campionat. Am câștigat puncte pe teren mai mult decât s-au câștigat anul trecut. O perioadă în care s-au schimbat o sumedenie de antrenori. Anul acesta mergem cu un singur antrenor, am reușit să câștigăm pe teren, am reușit să achităm mare parte din datoriile care ne-au venit din urmă, cum a fost și prima tranșă pentru plata jucătorului Pedro Henrique, și săptămâna ce vine, data de 20, trebuie să depunem dosarul de licențiere.
la dosarul de licențiere trebuie ca toate datoriile restante la 30 decembrie să fie achitate. Noi avem salariile plătite și chiar astăzi, în premieră, pot să spun astăzi de la dumneavoastră în emisiune, am achitat și o datorie veche către Sarmov, un alt jucător al nostru, în valoare de 20 ceva de mii de euro. Ne rămâne însă plata mare pentru a doua tranșă a jucătorului Pedro Henrique. 105.000 de euro. 105.000 de euro, exact. 100.000 de euro plus 5.000 de euro grila de solidaritate, pe care va trebui să-i plătim până la depunerea dosarului de licențiere. Este o presiune imensă pe... Și mai aveți din documentarea făcută de colegul meu, Cornel Biholar, căruia îi mulțumesc, mai aveți o datorie către agentul Adrian Pigulea, este? Da, este o datorie. Și către un alt jucător, Kirkenstein. Este o datorie către Pigulea pentru aducerea jucătorului Rașcomar și este datorie de 15.000 de euro la FIFA, ne judecăm cu Kirkenstein. Acolo n-am primit încă motivarea. Pe noi ne interesează tot ceea ce s-a primit până acum. Până acum s-a primit pentru Sarmov 20 și ceva de mii de euro și avem plata către Pedro Henrique. Ce faceți cu Pedro Henrique? E cea mai mare sumă. Nu știu să vă spun, pentru că, vedeți dumneavoastră, vă povesteam așa un pic la început, noi avem cel mai mic buget din Liga 1. Bani de la instituțiile statului, primărie sau Consiliul Județean nu s-au mai primit din 2015. Noi trăim din, clubul trăiește din drepturi de televiziune și din sponsorizări. Drepturi de televiziune în care vă dau un exemplu, în prima tranșă din 620.000, 510.000 a trebuit să închidem datorii salariare și ce mai erau restant. Asta înseamnă că noi de la începutul campionatului până în decembrie am trăit cu 100.000 din drepturi de televiziune și cu sponsorizări. E greu. Cel mai mic buget din Liga 1, repet, dar indiferent cum, deplasările, salariile, plata stadionului, plata cantonamentelor pe care le avem, sunt bani pe care îi scoatem și îi facem foarte, foarte greu rost. A fost episodul în care la penultimul joc pe care l-am disputat aici pe stadionul Dan Păltinișan, a trebuit să facem chetă, să strângem banii pentru stadion, pentru că nu îi aveam. Câți bani ați dat dumneavoastră la chetă, personal? Dacă ați făcut chestia, înseamnă că ați participat și dumneavoastră. Cât ați dat? Cât ați pus în pălărie? 300 de roni. Și a pus și antrenorul? Toată lumea a pus. Antrenorul a fost extrem de nervos, domnul Popa, și întrebarea mea este, până la urmă, în acest ONG, nu? E și Consiliul Județean și Consiliul Local. Primarul Nicolae Robu este nașul echipei, așa îi place dumneavoastră, chiar și când mai venea pe aici pe la emisiune, îi vedeam că îi crește așa stima de sine, nu că nu ar avea-o la un nivel foarte ridicat când i-am spus că este nașul echipei, n-au venit să contribuie la chetă, adică domnul Robu a scos, că are, acolo intră, n-are 5.000 de euro cât își dorește, dar... Da, într-adevăr e un pic așa ciudată. Nu știu cum să vă spun, e un pic ciudată. ONG-ul Poli Timișoara este format din Consiliul Județean, Consiliul Local și Universitatea Politehnică. Sunt membri în acest ONG în care trebuiau să plătească cotizație. Cotizația nu s-a mai plătit, deoarece Curtea de Conturi, când a fost în control în mai 2015, a spus că finanțarea către echipa Poli Timișoara nu este corectă. Pentru asta se judecă și Consiliul Județean și Primăria Timișoara sunt în proces cu Curtea de Conturi. E greu, avem niște membri care ne ajută moral, să spunem, dar financiar nu avem cum decât pe cunoștințe, pe contracte de sponsorizare, exact cum vă spuneam. Bun. Aveți această mare situație și întrebarea mea este dacă aveți vreo rezolvare în cazul lui Pedro, deci nu știți acolo cum o să faceți, să dați 10% dintr-un milion ca să fie lucrurile și mai clare, că nu e o sumă mică. Da. Noi trebuie să, dacă nu vom depune toate actele și rămân cei 100-105.000 de euro ca și plătiți pentru Pedro Henrique,
Riscăm depunctarea cu 3 puncte la dosarul de licențiere. Ceea ce înseamnă că ați putea să ajungeți în Liga a doua. Nu înseamnă că ajungem în Liga a doua. Înseamnă că poți să pierzi 3 puncte față de cât le ai acum. Punctele pe care le ai acum. Dar mai avem câteva zile și sper să găsim o soluție. Am încercat și contactarea în Brazilia a reprezentanților firmei Galicia, care a făcut transferul pentru Pedro Henrique, să ne accepte o hârtie de eșalonare. Așteptăm un răspuns de la ei. Pe de altă parte, am făcut și un apel, de fiecare dată când am ieșit în public, am făcut un apel către Timișoara, către autorități, către suporteri, către fani, către toată lumea. Cu tot respectul, care suporteri? Că dacă te uiți la meciuri, nu vezi prea multă lume. Așa cum, dau un exemplu, așa cum... Sau, cam câți vin la stadion? Așa, în medie. Puțină lume vine la stadion. 1000, 2000 de oameni? Da. 2000, dacă ar fi 100 de milionari printre aia, 2000, n-ați avea o problemă. Nu știți măcar un prinț saudit aveți acolo între fani și ați rezolvat problemele. E o problemă generală, nu e neapărat la noi. Cu toate astea, așa cum vin la Timișoara, suntem pe locul 5 ca număr de spectatori în Liga 1 pe țară. Pentru că nu vine lumea la stadion. Lumea preferă să vadă mai bine acasă meciul la televizor decât să vină pe stadion. Dar repet la ce a spus, așa cum în 2016 Casa Rusu a fost lângă echipă și ca și firmă timișoreană, și a făcut o donație, același lucru sperăm să se întâmple și acum, să găsim pe cineva care poate să ne ajute să depășim situația asta, pentru că e păcat, am câștigat puncte în teren, am făcut o figură frumoasă în campionat, am redus cheltuielile față de în primul semestru al 2016, am avut cheltuieli de 6 milioane și ceva de roni. În semestru 2, de când am preluat echipa, am ajuns la 3 milioane de roni. Deci am făcut o curățenie din punct de vedere... Ajungem și aici. Eu vreau să vă întreb altceva apropo de acești bani. Că tot vorbeați de banii de la LPF. Da. Ați discutat să primiți banii în avans? Da, am discutat. Ieri am discutat cu președintele Gino Iorgulescu. E o șansă? Adică dacă v-ar veni acești bani în avans, v-ar ajuta să închideți datoriile? Și ce sumă ar trebui să vină de la LPF? Da, din păcate ne-a spus că nu ne dă, ca să fim foarte direct și clar. Deci nu. Cu toate că accederea echipei Poli Timișoara în finala Cupei Ligii, în care suntem și am câștigat dreptul ăsta, noi am avea de primit 200 și ceva de mii de euro. Dacă am cerut numai 100 de mii să putem plăti la Pedro Henrique. Ni s-au spus că ieri am discutat și ni s-a spus că nu pot să ne dea banii ăștia, că ei încă n-au primit banii de la televiziuni pentru... Deci nu e că nu vor, ci că nu iau nici ei. Că nu iau nici ei. Și atunci n-ați putea face o cesiune de creanță, să găsiți un preț, să-i spune, uite, noi avem de luat, dă-ne tu banii și să mai dăm noi o sticlă de vin bun, da. Ca și... Am putea face asta și pe asta am mers. Așa cum am închis cu Consiliul Județean datoria veche la plata stadionului, le-am făcut o cesiune de creanță. Am făcut o cesiune de creanță și cu Universitatea Politehnică. Pentru meciul viitor cu Chiajna, apropo, aveți bani de stadion? Nu, acum căutăm, mergem din aproape în aproape. Sper să găsim bani până luni, de-aia când avem plata stadionului. Numai că urmează o deplasare la Iași unde ne costă 30.000 de ron cel puțin. Transportul cu avionul pentru toată echipa, autocarul, cazare, 2 zile. Astea sunt costurile. Am redus, vă povesteam un pic, am redus costurile. Asta vreau să ajungem, de la 6 milioane la 3 milioane? Da, exact. Păi, da. Unde se duceau, sau de unde diferența asta enormă într-un semestru? E 1,5 milioane de lei, când e o sumă foarte mare, 400.000 de euro. Aproximativ. Vă dau un singur exemplu. Toate cazările care se făceau înainte se făceau, să spunem, cu un preț de 9.000 de ron pe noapte, per echipă vorbesc. Da. Cei 20 ceva de staff-ul echipei care erau jucătorii. Acum le facem cu 5.000. Încercăm să facem transportul, să folosim mai mult transportul cu autocarul, unde primim sponsorizare motorină și să nu plecăm doar la distanțe lungi, plecăm cu avionul. Am redus schema de personal la minim cât s-a putut. Adică cam câți oameni ați dat afară de când ați ajuns? Ca să vedem ce înseamnă ca un număr de oameni și ca valori un buget. Da, toate. Cam câți ați dat afară? La club am avut 4.
numai la, vorbesc așa, și administrativ. În rest? Și în rest, acolo unde s-a putut, fiecare s-a... Cam cât ați dat în total afară? Cred că vreo, să-mi mint, 6-8 persoane. A, și ăștia erau neamuri, prieteni, colegi de partid din ăstea, nu? Că dacă e cu statul, trebuie să fie pe cu metrii. Da. Așa? Păi nu, stai, eu știu că vă place să treceți de subiectele astea, așa, dar stai puțin. Păi, eu vă întreb altceva. Apropo de chestiunile astea, că le-a făcut e foarte bine. Dar întrebarea mea este, cei care i-au adus, au avut vreo durere de stomac când are echipa bani, în condițiile în care echipa asta este cumva a statului, cu ghilimele de rigoare? Nu au avut nicio problemă să-i pun acolo. Nu știu. Că și de unde ați mai făcut, și asta vreau să răspund și să-mi spune, și de unde ați mai făcut, că tot nu ajungem la 3 milioane de lei. Am adus sponsorizări în al doilea trimestru de 1 milion și ceva de roni. Deci sponsorizări pe prietenii, pe cunoștințe. Bun, dar 3 milioane datorii, 3 milioane cheltuieli, totuși, o sumă, nu cred că din cazări și din 6 oameni dați afară ați făcut... Nu. Eu am spus că absolut tot ce se poate am verificat la sânge și am... Ați mai găsit găuri, așa, izvoare de... Mici izvoare. Și cam pe unde mai erau izvorașele? În ce zonă? Erau cam în toate zonele. Adică ce vreți să spuneți? Că erau și la bilete sau la ce? Apropo de bilete, că mă întrebați de bilete. Deci în primul semestru al 2016 s-au încasat 55.000 de ron din vânzarea biletelor. În semestru 2 am luat decizia imediat cum am venit să externalizăm vânzarea biletelor și am făcut-o cu firma bilete.ro, care vinde și pentru federație și pentru spectacole în toată țara. Încasările în semestru 2016 au fost 350.000 de ron. Deci de la 55 la 350.000. E o diferență. E o diferență. Un pic acolo, un pic acolo, un pic acolo am reușit să facem asta. Am dus-o până acum. Problema e că poate o ducem și de acum încolo și facem o figură frumoasă. Apropo de finala Cupei Ligii, Timișoara n-a mai fost de 8 ani de zile, n-a mai jucat o finală a Cupei Ligii. Avem obiectivul, ne salvăm și de la retrogradare. Numai că ne vin greutățile astea din urmă, să spunem, cu plata lui Pedro Enrique, care este o sumă foarte mare, pe care trebuie să o depășim acum. Nu există să o depășim peste 2 săptămâni sau peste 3 săptămâni. Pentru că trebuie depus dosarul de licențiere și trebuie să plătim banii ăștia. Din păcate, ăsta este tristul adevăr. De asta e grea moștenire, știți? Că, cum se spune, da, dar nu că au mai zis unii colegi ai noastră în presă că, domnule, nu trebuie să te mai lamentezi ce a fost. Nu mă lamentez ce a fost, eu am spus un adevăr. Am făcut săptămâna trecută o conferință de presă cu toate cifrele pe masă și am spus, astea sunt cifrele la ora actuală. Eu nu acuz pe nimeni. Când am intrat, am făcut un audit extern, am stabilit. Nu mă interesează ce a fost în spate. Mă interesează ce este, cât sunt eu la conducerea clubului. Dar vin din urmă datorii neplătite. Poate s-ar fi putut, când erau bani și să aveau bani, se primeau bani de la Consiliul Județean și de la primărie, să se fi plătit unele dintre ele. Nu a fost interesul. Sau s-au dus banii pe alte comisioane? Nu s-au plătit și... S-au dus banii pe comisioane? Păi nu, că se poartă. Da, dar nu știu, eu nu pot să fac așa o afirmație. Păi dacă aveți auditul, trebuie să știți tot ce a mișcat acolo. Dar ăla l-am ținut numai pentru mine, așa, ca să fiu... Păi, dar nu e corect. Că, repet, până la urmă, sunt bani publici acolo. Da. Asta cu auditul... Acum, na. Păi și nașul echipei ce spune, domnul Rob? De domnul Dobra nu niciodată nu s-a manifestat să fie vreun mare fan al acestei. Da, cu toate că a jucat fotbal și a fost... A jucat și fotbal, dar nașul e domnul Robu. Domnul Robu ce zice de situația aceasta? Adică, mănesc că mai... Comunicăm, mai da, comunicați? Sigur că da, sigur că domnul Robu când e ceva cu Facebook-ul, fă că bravo, echipă, valoare, fără număr din astea, aplauze, share, like. Da, comunicăm și știe situația exactă care este a clubului și știe. Păi să închirieze, dom'le, roata de rezervă de la Mercedes, să facă ceva, nu să știu. Scoată bani pentru echipă. Nu știu să vă spun asta. Sper că în urma declarației de acum 2 zile a domnului prim-ministru, în care s-a ridicat problema finanțării
cluburilor sportive, nu neapărat de fotbal, de la primării și consilii județene, promisiunea am văzut și eu de a se da o ordonanță de urgență. Dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla, multe dintre sau mult din sportul românesc va avea de câștigat, pentru că acum nu numai Poli Timișoara este în situația asta, foarte multe echipe sunt în situația asta. Domnule Gui, pe de altă parte, aici e o discuție și iar se vor supăra unii. Cam câți bani publici s-au băgat în ACS Poli? Cam câte milioane, aproximativ, de când e echipa asta? Aveți idee? Milioane de euro. Nu știu, bugetul, că mă uitam la o emisiune acum două zile, spunea Daniel Stanciu, care era manager sportiv, spunea că bugetul echipei Poli Timișoara era de 3 milioane, 2 milioane primea de la Consiliul Local, 1 milion de la Consiliul Județean de euro vorbesc, 4. Plus 3, plus din drepturi de televiziune, în care mai era 1 milion și ceva. Deci să dar zicem din, că un din bani, din bani publici, 3. Păi eu vă întreb, de ce ar mai da noi Timișoara, ca și comunitate, la ora actuală, 3 milioane de euro anual pentru o echipă care aduce 2000 de oameni la stadion în condițiile în care nu avem grădinițe, sunt probleme cu școlile, nu avem o grămadă de lucruri legate, de, dacă vreți, de infrastructură, de zona culturală, apropo de 2021. Pentru că, până la urmă, e această discuție, ok, câtă lume beneficiază, da, de milioanele date din bani publici pentru acest da, aici, lucru. Aici vă contrazic și să vă spun de ce. Avem centru de copii și juniori, avem 8 grupe, a câte, să facem așa, o medie 25 sau 20, o medie de 20 de copii în fiecare grupă. Asta înseamnă că viitorii fotbaliști, copii care vor juca și joacă la Poli Timișoara, se vor forma aici. E vorba de sport, e vorba de sportul de masă. E vorba de fenomenul fotbalistic care este nu este echipa cuiva, este echipa comunității în fond și la urma urmei și ca orice sport, că este basket, că este handbal. Să dăm pentru, dar ia spuneți-mi din aia 3 milioane câți bani se duc la copii și juniori? Că sunt de acord să dăm bani acolo. N-am o problemă. Dar domnule, echipa, haideți să dăm bani cât trebuie pentru copii și juniori și echipa mare să intre în ceea ce înseamnă economie de piață. Păi da, atunci eu vă întreb altceva, că acum primăria sau așa are buget foarte mare SCM-ul, da? Clubul sportiv municipal, care lucru. Ține basketul, handbalul, rugby. E același lucru. Fotbalul nu. Curtea de conturi a venit și a spus nu-i bună finanțarea la fotbal, basket și rugby și la capitală culturală. Același ONG. La capitală culturală a câștigat în instanță. Păi și înseamnă că cei de pe sport au avocați mai proști sau ce? Păi nu, asta înțeleg altceva. Și astea sunt legile. Asta este ce să... Da. Bun. Ce putem face? Ziceți că bani pentru meciul cu Concordia nu știu. Nu știți dacă aveți. Nu știu, ne chinuim să-i facem și să cât plătim trebuie, stadionul. Cât aveți de plătit stadionul? 7140 de roni. La un eveniment, la un meci. 7149 de lei. 7149 de lei, doamnelor și domnilor, cine mai dorește, cine mai poftește, donați la ACS Poli. Poate vin și suporterii de la ASU să vă ajute. Vedeți cum este aici? Vă dau un exemplu. La voluntari, stadionul se pune gratuit la echipa comunității. La Chiajna se plătesc 800 de roni. La noi, la Timișoara, se plătește 7149 de roni. Nu știu. Așa s-au făcut calculele. Dar n-ați discutat cu... Ba da, au făcut... Cu cei de la Consiliul Județean? Am discutat. Ăsta este suma la care au ajuns să acopere cheltuielile de... Întreținere. Mai plătim și curățenie după. Am înțeles. Ale stadionului. Stadion care... Păi da, stadionul din Timișoara nu e cât ăla de la Chiajna, că nu cred că are 30.000 de locuri capacitate. E drept, acum nu e vina celor care au stadionul, că vin doar 2.000 de oameni, pe de altă parte. Îmi pare rău. Da, e adevărat. Acum, dacă era echipa aia de mare elită, se umpleau, erau măcar 10.000 de oameni și atunci
era da. Așa, plăteați din banii de semințe da. Chiria. Corect, dar e adevărat, pe de altă parte, totuși, orașul Timișoara este reprezentat și de echipa de fotbal, printre alte lucruri. Da, de o echipă artificială. Nu dar e nu e artificială. Când te duci și joci finala Cupei Ligii pe Național Arena la București și joci cu Dinamo și joacă Poli Timișoara, este echipa orașului, a comunității, a tuturor. Cât ia bătaie? Eu sper să facem o figură frumoasă. Vă întreb, știți de ce mă gândesc? Că eu mă gândesc strict la bani, nu? La modul serios, n-am... mai râdem, mai glumim, dar dacă compari bugetul lui Dinamo și echipa lui Dinamo cu cei la ACS, păi, dacă, teoretic, dacă intră cu echipa a doua, tot ne chinuim. Gândiți-vă că stăm cu un buget, că vă posteam cel mai mic buget din Liga 1, spuneam tuturor și nu credeau, trăim cu bugetul estimativ pe lună este de 100.000 de euro, în care intră salariile jucătorilor. La Dinamo cât e bugetul pe lună? Mult mai mare. Cât? Un milion? Probabil, nu știu, n-am... intră și centru de copii și juniori și juniorii noștri și toată lumea și administrativ și toată lumea. Mai stați la echipă? Mai rezistați? Că... E o întrebare. Când am preluat echipa, mi-am făcut eu cu mine un pariu și am zis... Dar de ce ați preluat-o? Vrea să scăpați din City Manager? Nu... Nu, nu. Mi-am încheiat 4 ani de zile, a fost o experiență, mulțumesc frumos, dar am zis că este suficient și ca experiență și ca parte de conducere de acolo din primărie. Și când am preluat echipa, mi-am făcut un pariu cu mine că cu toate că ești pe ultimul loc, că ești cu minus 14 puncte, că ai datorii, poți să rămâi în Liga 1. Și scris pot să dau că următorul an chiar vom face o figură frumoasă. Pentru că rămânând în Liga 1 și achitând datoriile restante, ai mai mulți bani din drepturi de televiziune decât ai avut anul ăsta. Deci poți cumva să o aduci cât de cât pe o linie de plutire. Rămânem în continuare cu o datorie mare la finanțe. Asta este clar. Păi n-aveți decât vreo 7,2 milioane de lei aproximativ. Așa și este. Întrebarea mea este, dacă aveți datoria aceasta, nu aveți conturile blocate? Avem conturile blocate, avem mașinile puse la... Păi și dacă aveți conturile blocate, cum mișcați banii? Prin ce Pentru conturi? Că vă dau un exemplu. Tot ce cum mișcați banii dacă aveți conturile blocate? Bani. Tot ce înseamnă deplasări ne plătesc pe sponsorizare direct. Inclusiv... Vin cu geamantanul, cu bani sau cum? Nu. O firmă ne plătește deplasarea la Iași. Alta ne plătește cazarea acolo. Deci nu vă dau, nu o trec banii, plătesc direct ei. Direct acolo sau ne fac contract de sponsorizare când la sumele mai mici unde putem să încasăm numerar și să plătim. Este singura soluție pe care o avem. N-avem alte soluții. N-am înțeles. Asta este. Deci rămâneți la ACS Poli dacă rămâne Liga 1? Dacă rămâne în Liga 1 și dacă se rezolvă problema finanțării, este foarte importantă problema finanțării. E foarte greu să te bați cu echipe mari, că spuneați de Dinamo și de altele, și să te chinui din punct de vedere financiar. Asta este cea mai mare durere a mea. Adică ai făcut o figură frumoasă pe teren, jucătorii joacă bine, echipa acumula puncte și să te împiedici că n-ai bani să plătești. Asta este dureros. Bun, până la urmă, jucătorii și antrenorii n-au nicio vină. Nu, ei n-au nicio vină. Chestiunea aceasta care e o chestiune administrativă până la urmă. Da, dar noi am... Adică ONG-ul ăsta s-a format din cele trei entități în care ei, entitățile despre care vorbeam, trebuiau să vină cu o cotizație. S-a blocat această cotizație în urma controlului Curții de Conturi. A fost o chestiune, credeți, care a vizat să distrugă echipa sau a fost o chestiune strict de legalitate? Și vă întreb asta prin prisma experienței pe care ați avut-o în administrație. Da, chiar eram atunci era City Manager. City Manager și nu cred ca să distrugă echipa. Sunt convins că a fost o chestiune de legalitate. Dar surprinzător este că pe anumite spețe în alte orașe încă se face finanțare. Și echipe de Liga a doua care primesc finanțare de la primărie. Păi faceți o plângere și acolo la DNA să ia și pe aia. Dacă ajungi Ciuhandu, îi rezolvați.
Bine, acolo este o altă speță, era o componentă privată, păi, aici... Era o societate pe acțiuni. Da, era o societate pe acțiuni. Aici este un ONG care... Păi de ce ne-ați intrat o variantă cu SCM-ul ăsta? Pentru că nu s-a putut... Cu domnul Țoancă, nu v-ați înțeles? Nu eu personal, mă înțeleg. Nu s-a putut, fotbalul n-a putut fi prins acolo. Am înțeles. E ceva mai special. Nu e tot cu minge. Adică handbalul e cu minge, rugby-ul e cu minge, mai alungit. Deci... Ce se face așa cu fotbalul? Asta este. Domnul Drăgoi, vreau să facem așa o mică pauză, ne întoarcem la fotbal, dar nu pot să nu profit de ocazie. Că tot aminteam de perioada cât ați fost City Manager. Cât a trecut? Un an de zile? De când nu mai sunteți City Manager? Da, din iulie 2016, nici măcar un an. Nici măcar, 6 luni. Da. Mai bine de 6 luni. Cum vedeți acum așa, după ce v-ați făcut detoxul, cum se spune, de primărie? Cum vedeți ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în primărie? Pentru că plecarea noastră a fost una... relativ pe Muțește. V-ați mutat repede la ACS, v-ați blindat în problemele de acolo și chestiunea cu primăria a rămas așa, un capitol care din punctul meu de vedere nu a fost închis și profit de prezența dumneavoastră ca să... Nu, am rămas... A fost pentru mine activitatea, a rămas același om și sunt în continuare același. Am colegi acolo cu care mă văd, să nu spun zilnic, dar la 2-3 zile din primărie. Pun umărul dacă e nevoie sau sprijin la activitatea care se desfășoară în continuare. Chiar vorbeam cu domnul City Manager dacă are nevoie de orice sfaturi. Domnul Cristof, ce urmați v-a lăsat acolo? Adică, măcar din punct de vedere al standardelor cerute. Cum îl vedeți pe domnul Cristo? Mi se pare că e un copil de mici, și apropo de fotbal. Și a luat Nicolae Rob un copil de mici, de fapt nu copil de mici, un copil de selfie-stick. Că domnul Iasacu era bățul de selfie-stick. Că nu, prea altceva n-a arătat până acum, nici măcar 1% din ceea ce a arătat noastră, măcar că a ieșit Republica, nu l-am văzut pe niciune. S-a obișnuit, adică a înțeles măcar ce hârtii vin, ce are desemnat. Nu știu asta eu să spun dacă s-a obișnuit sau nu, dar e un tânăr ambițios care... Cu ambiția nu rezolvă prea multe, domnul. Da. Este... A dat un concurs, a câștigat concursul. Ne-am spus de când se vorbea de criterii că va fi City Manager, că era, știți cum e, participă cine trebuie, că când ai coborât toate criteriile posibile. Da, e normal, acum, dincolo de toate. Ca e normal primarul să-și aleagă City Manager? Nu, eu întreb altceva, dincolo de primar. E normal ca un oraș ca Timișoara, care se pregătește pentru 2021, da? O chestiune extrem de importantă, să aibă un City Manager cu experiență zero, ne permitem luxul acesta? Nu știu, eu consider că și când am fost în perioada trebuie să fii sau să faci o echipă și să faci o echipă în care să funcționeze absolut totul. Acum nu știu, chiar nu știu ce atribuții are. Eu aveam ca și City Manager foarte multe atribuții aveam și știți că am mai discutat și am mai fost și în emisiune la noastră aici. Multe lucruri, ca și comisii, știu că aveam 13-14 comisii, audiențe, în subordine foarte multe. Nu știu ce are acum domnul Cristof, sau am înțeles că noua organigramă se... Iară se schimbă organigrama pentru 5-a oară, 6-a oară, cât organigramă. Asta arată impotența administrativă a unui primar. Nu poți să schimbi organigrama de 4-5 ore. Mă scuzați, iară schimbă organigrama. Doamne iartă-mă! Și atunci a trevăzut ce atribuții are sau ce atribuții va primi. În sensul lucrului m-am detașat că m-am implicat aici foarte tare ca în fiecare domeniu. N-am pierdut legătura acolo, încă mai țin legătura și mă mai văd cu foști. Vă mai spune domnul Hristos, vă întreb, nu? Domnul Drăgoi, mi-a venit un cristian, nu știu de semne sus sau jos, unde-i numele meu sau lângă?
Nu, semnez nu. Pentru sau... Nu, am vorbit, dar nu, cu totul și cu totul alte spețe. Am mai predat din contactele pe care le aveam, din investițiile care erau în derulare. Da, apropo de investiții și de contracte, a existat în mandatul dumneavoastră multe discuții și cumva fără o legătură directă, dar legate de mandatul primarului Nicolae Robu, și sunt două chestiuni pe care noi la Press Alert Live, dar și pe PressAlert.ro le-am discutat și le-am disecat în foarte multe episoade, pentru că erau chestiuni importante. Primul dintre ele este retimul, este cel mai vechi și aș vrea să începem cu el. V-ați ocupat de această zonă a salubrității, vi s-a dat salubrizarea în brațe într-un moment extrem de tensionat și vreau să vă întreb dacă v-ați lămurit ce a fost acolo și dacă ne puteți lămuri până la urmă acea chestiune a Mercedesului care rămâne în continuare și făceam eu referire la roata de rezervă care ar putea fi închiriată de primar, rămâne cu toate cheltuielile plătite de retim, dar folosit exclusiv de primarul Nicolae Robu. Explicați-ne, pentru că noi până acum nu am primit o chestiune foarte clară. Cum a ajuns Nicolae Robu să aibă acel Mercedes? Cine a visat sau cum s-a născut ideea Mercedesului? Pentru că e un lucru la care nu avem un răspuns noi jurnaliștii de la PressAlert.ro nici măcar în ziua de astăzi. Păi... Eu am preluat salubrizarea în decembrie 2015, când am preluat mai multe reabilitare, blocuri, salubrizare și din ce eu îmi știu și mi-aduc aminte, exact atunci am demarat plata penalităților acelea care curgeau și care... au început să curgă datorită faptului că... Nu s-a făcut acea stație de corect, compostare. Corect, corect. Că sunteți informat, așa că ați studiat subiectul. Legat de mașină, din ce știu eu, este că ea a fost votată în Consiliul de Administrație la Retim. Stop! Că asta știm. Da. Eu v-am întrebat altceva. Cum s-a ajuns să se cumpere Mercedes pentru... Păi domnul nu, primar, că s-a votat, de ce Mercedes și nu Volkswagen? De ce nu Mitsubishi? De ce nu Skoda, ca și pentru Retim? Asta e marea mea întrebare. Cine a visat sau cum s-a visat că trebuie Mercedes pentru primărie? Deci, domn Dragoș, în primăria Timișoara, la vremea respectivă, Retimul a venit cu o hotărâre a Consiliului lor Aga, așa. Așa, în care era jumate primărie, jumate acționar german. Și au pus o mașină la dispoziție pentru primărie. Un Mercedes. Și o mașină cu șofer la dispoziție pentru acționarul Retim. O Skoda. Da. Păi și eu întreb de unde, dacă v-ați lămurit, cum a apărut Mercedes la primărie? Că ăsta e misterul. Păi... De ce n-au fost două Skode? Că acționarațiul era 50-50. Că înțelegeam, dacă era 52... Da. 41, domnule, acționarul și-a luat ceva mai scump. Da, da, eu vă spun ce s-a primit la primărie. Nu dar știu cum ce s-a ajuns să se primească Mercedes. Nu știu de ce Retimul a luat decizia asta. Asta a fost decizia care a venit la primărie. Primăria a luat act de această hotărâre a Consiliului lor. Dar cine ar trebui să știe, domnul Drăgui, cine s-a hotărât să fie Mercedes? Că ăsta e misterul. E unul dintre misteri. Nu vă întreb cum s-a... Cine ar putea ști din primărie? Domnul Robu? Nu știu asta. Retimul, din moment ce ei au hotărât. Cine era Retimul? Aga era Consiliul Local. Corect. Și acționarul german. Trecem că între timp acționarul german și-a pus o firmă mai mică care nu are de un SRL și nu mai este firma mamă și uite așa o să rămână timișorenii dacă sunt de plătit penalități și alte lucruri. Chiar s-a făcut ilegal fără hotărâre de Consiliul Local, cum trebuia să se modifice statutul, cum scrie în actul constitutiv al Retimului. Da, nu știu, probabil că trebuie nu să la vreme... Stați ce nu știți cu Mercedes-ul sau cu schimbarea acționariatului? Nu, eu v-am răspuns ce știu și ce a fost, cât timp l-am avut, cât a fost în subordinea mea.
Și cu Mercedesul era deja venit sau atunci a venit? Nu, cumva atunci a venit, atunci a venit, dar nici n-am spus altceva, dar a venit hotărârea Consiliului de Administrație a Retimului, așa a fost făcută. Bun. Nu știu a de venit, ce. Așa, de-aia spuneți-mi atunci altceva. Au zis domnul de la Retim, veniți și noi cu ploconul, vă dăm un Mercedes. Cine a hotărât în primăria Timișoara acel lucru pe proiectul de hotărâre care a fost pus în fața consilierilor, că trebuie folosit de executiv? Adică cum, a venit Retimul cu ploconul, cu Mercedesul, și domnul Robo a zis, domnule, și eu, că-s fără mașină, amărât, tot primar la Timișoara. Sau cum a fost? Că acum, hai să fim serioși, chestiunile astea se discută la birou 1, nu discută portarul, gardianul public. Chiar sincer, nu mi-aduc aminte de actele, cum au venit ele, v-am spus așa în mare. Da. Nu mi-aduc aminte exact cum a fost și cum a fost distribuit. Trebuie să domnul Robo atunci era bucuros, era că vine Mercedesul? Din ce vă aduceți aminte? Nu știu, dar din moment ce a luat act de o hotărâre a Retimului... Dacă dumneavoastră vine acum cineva și spune... Eu vă întreb altceva. Cât e de normal? Eu vă întreb altfel. Merg într-o altă zonă. Primăria, Retimul pentru primărie este un furnizor de servicii, da? În mod normal, primăria este cea care... Făcând abstracție că jumătate din acționari este Consiliul Local, este cea care teoretic și practic verifică activitatea Retim, ba mai mult îi supervizează deconturile și îi plătește pentru serviciile prestate. Suntem de acord? Da. Bun. Cât de normal este ca această societate să dea celui care este șeful tuturor celor care supervizează un Mercedes? Este ca și cum celui de la garda financiară vine firma și spune, prietene, ia și tu, nu vrei și tu un Mercedes să te plimbi? Că vii tu și mă controlezi, nicio problemă. De-o-ți dau un Mercedes. Bun, dar trebuie să o vedeți altfel. Eu, nu, eu cu... văd așa. Nu, eu cu încheia asta nu se poate vedea povestea. Eu cu dumneavoastră facem o societate comercială în care suntem 50-50% și facem un consiliu de administrație. Și consiliul de administrație decide că dumneavoastră primiți o mașină cu șofer și eu primesc o mașină. A, și faptul că era șofer, atunci au zis, dacă e mașină cu șofer, luăm o Skoda și dacă e fără șofer, luăm un Mercedes. Nu știu ce costuri și-au făcut sau ce calcule și-au făcut. Astea au fost calculate, dar este o societate comercială în care cei doi acționari au decis asta, Consiliul lor de Administrație. Da, dar știți că Consiliul de Administrație când a decis asta, AGA, de fapt, că AGA a fost prima oară reprezentantul Consiliului Local, și ne-a întrebat consilierii locali, domnule, băgăm banii sau mai luăm o stropitoare. Nu, luați Mercedes să fie. Interesante sunt detaliile acestea, chiar dacă nu ne-a spus multe lucruri interesante, dar eu mă întreb până la urmă ce o să spună, că domnul Rob a fost și el pe la DNA pe subiectul ăsta. Noastră, v-au întrebat și pe dumneavoastră sau... Nu știu, nu aș vrea să discut lucrul ăsta, că eu am venit aici la noastră să discutăm despre fotbal. Nu de interesant cu fotbal. Păi da, stați puțin, că ce fotbal s-a făcut cu gunoiul în Timișoara. Gândiți-vă, că tot discutăm de gunoi și până la urmă ne interesează pe toți că plătim. Și că prețurile în Timișoara, în cazul societăților comerciale, sunt de duble decât la Cluj-Napoca. Deci, ceva e putred prin Timișoara, dar apropo de fotbal... Păi n-ați văzut ce minge în terenul advers, peste 3 s-a dat cu incineratorul, că era tot City Manager. E o chestiune rămasă, nerezolvată, în condițiile în care avem contract semnat, primăria Timișoara are contract semnat, cu acea firmă câștigătoare, cu acel consorțiu. Și nu avem nici acum, și acum se pune problema să plătim noi toți taxe pentru deșeuri, pentru că nu e făcut incineratorul, da? Da, nimeni nu mai discută... Da, a fost o licitație, a fost o, mă rog, cu reclamații, s-a câștigat o firmă, un consorțiu din București, o firmă germană și a fost semnat și contractul, știu că trebuia să fie predată amplasamentul, nu știu. În 20 de zile sau în 50, în 30 de zile, nu s-a predat nici până acum ce face. Erau domnii ocupați... Să nu încurce business-urile altora. Da, e o treabă pute urât în... A, să mai trecem peste o chestiune.
să nu-i de cel de-al doilea mare dosar de care am vorbit, ci era pe la dumneavoastră, erați acolo, cu benzinăria domnului Tuducan, cu acele terenuri. Eu vreau să vă întreb ca city manager, calea Lugojului, n-aveți cum să mă gândeam, este... Mă gândeam să... Dacă știți speța. Ca și perioadă, da. Era la dumneavoastră, m-am documentat, am verificat. Vă întreb un lucru, ca city manager, o chestiune strict tehnică, un teren al municipalității, cum poate fi el dezmembrat? Rupt în două, în trei, în patru. Care este procedura legală? Cine poate, da, sau nu, cine hotărăște și care este documentul prin care se poate face acest lucru? Un teren al primăriei municipiului. Păi se pleacă de la un referat. Primăria avea contract cu o firmă de cadastru care se dă comandă, se face lucrarea, se face dezmembrarea. Și cine aprobă dezmembrarea? Consiliul local. Deci este obligatorie hotărârea de Consiliul Local pentru dezmembrarea oricărui teren proprietatea municipiului. Pentru orice chestie din patrimoniul orașului. Deci nu avem niciun fel de dubiu pe chestiunea aceasta. Deci este nevoie, de exemplu, de o hotărâre de Consiliul Local, de exemplu, ca pe un teren al primăriei municipiului Timișoara să se facă, de exemplu, o grădiniță sau o parcare? Eu cred că da. Din moment ce orice reprezintă patrimoniul orașului Timișoara... Bun. Păi cum ne explicați? Și acum știți, deja zâmbiți. Cum se face că în cazul celebrei benzinării dezmembrarea s-a făcut fără HCL? S-a dus domnul Tuducan și a semnat în numele Consiliului Local Timișoara. Așa pare reprezentat. Avem actele, le-am publicat. Cum se face că pe terenul proprietatea municipiului s-a făcut o parcare în baza invocându-se un HCL care se referea la puzul benzinăriei, la planul urbanistic zonă? Cum se întâmplă asta, domnul? Domnul Boța, nu... Ca city manager vă întreb, adică da, cum e posibil? Pe mine m-ați întrebat date tehnice și vi le-am răspuns. Acum, la speța respectivă... Dar cum e posibil? Că... Să... Nu, dar vă întreb cum e posibil, dacă legea e foarte clară și a spus-o atât de natural, semn că lucrurile sunt simple și clare. Cum se pot întâmpla lucrurile astea? Da, dar zic, nu știu, n-am hârtiile să pot să-mi dau... Credeți-mă pe cuvânt că așa s-a întâmplat. Nu există HCL. Și eu vă întreb, nu vă întreb să vă dați pe speță, dar cum e posibil când ai o lege? Asta era întrebarea. Să vă ajut cu întrebarea, să fiu mai clar în... Cum se poate face când ai o lege foarte clară și foarte simplă să faci altfel și să se și întâmple lucrul ăsta? Cum e posibil? Nu, eu nu cred că, cel puțin în perioada în care eu am fost, legea n-a fost respectată, vorbesc în numele meu personal, în totalitate. Dar nu excludeți că alții să nu fie respectat legea? Acum, na, fiecare vorbim în numele nostru, dumneavoastră, eu în numele meu, nu știu ce... Am înțeles. Da, eu zic să revenim la fotbal, că... Uitați, o ultimă întrebare, da, că deja vă ia cu transpirații, dacă nu, mai discutăm multe. Nu, Doamne ferește, niciodată nu m-a luat cu transpirații, că n-am motive să mă ia cu transpirații. Bun. Haideți să vă întreb o ultimă... Dean Sorescu. Da. L-ați pierdut pe Dean Sorescu? Da. Adică? Da, da, acolo este un pic mai complicat Dean Sorescu. Da, adică unde e... Așa a fost preluat. El este jucătorul nostru și rămâne ca și jucătorul nostru al clubului, vorbesc, dar nu poate să joace datorită faptului că în urma comisiei procesului, n-a fost un proces la comisia de disciplină pe care am avut-o, nu-l putem folosi, nu-l putem băga în echipă. Deci face numai antrenament. Și ce până la, când? Până la finalul campionatului? Până la vară, până la vară. Și după aceea? Și după aceea el devine liber. Deci, practic, de contract. Poate să facă ce dorește. Știi ce se întâmplă? Au fost câteva spețe pe care le-am preluat. El a fost una dintre ele și eu am purtat discuții inclusiv cu părintele juniorului și cu el și cu impresarul lui. De două ori am vrut să discutăm și să ajungem la o înțelegere. Toți juniorii pe care i-am avut și sunt un număr destul de mare, juniori bune, cu toți am semnat, mai puțin cu Dean Sorescu,
pentru că impresarul care îl reprezintă n-a vrut să poarte niciun fel de dialog cu clubul. Sunt cazuri în sport care, sau în fotbal, care se întâmplă lucruri de genul ăsta. Nu vrea să semneze, nu-l poți obliga să semneze un contract ulterior cu clubul. Avem și jucători la echipa întâi care nu au mai vrut să prelungească din vară încolo cu clubul, din motive personale ale fiecăruia. Am salariul, înțeles. Echipa, orașul... Lorne Drăgoi, înainte de a vă mulțumi, v-aș mai pune o ultimă întrebare. Da. Dacă mâine vi se oferă din nou șansa, oportunitatea să vă întoarceți în primăria Timișoara, nu ca city manager, pe o altă funcție extrem de importantă, zicem, aproape ca și city manager, vă mai întoarceți în administrație? Depinde de funcție. Da. Există posibilitatea asta. Interesant, doamnelor și domnilor, să vedem ce aduce organigrama. Poate că aduce surprize, să vedem. Domnule Drăgoi, vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară și avem o invitată care vine în premieră la Press Alert Live. Senatorul Alina Gorghiu vine aici la Press Alert Live. Da, un senator PNL vine la emisiune în ciuda embargoului anunțat și susținut de Nicolae Robu, președintele interimar al PNL Timiș și probabil viitorul președinte al partidului filiala Timiș. E bine că totuși parlamentarii își dau seama că au de răspuns întrebărilor jurnaliștilor, indiferent că îi place sau nu, vremelnicului primar al municipiului Timișoara. Până mâine seară vă spun că de obicei sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară de băduită.